Potimirea Sfântului Mucenic Varvar Ostașul și a celor împreună cu el 6 mai, pe când urătorul de Dumnezeu, împăratul Iulian Paravatul, avea război cu un popor ce se numea Franci, a trimis împotriva lor pe voievodul Vac, în a cărui armată era un ostaș viteaz cu numele Varvar, cu credința creștin, însă ascuns, gătindu-se armatele din amândouă părțile la război. Francia avea un luptător tare, asemenea cu Goliat, care, ieșind înaintea armatei grecilor, chema la luptă deosebită pe cineva să se lupte cu dânsul și o căra pe greci. Deoarece nimeni din ostașii lor nu îndrăznea să iasă împotriva lui, acel viteaz era înfricoșat la vedere, mare și puternic la trup. Vac voievodul, știind vitejia fericitului Varvar, l-a chemat la sine și l-a întrebat, oare vei putea să ieși la luptă împotriva acelui mândru luptător, care se laudă în puterea sa, Varvar, nădăjduind spre ajutorul Domnului său Isus Hristos, în care credea, nu s-a lepădat, ce a ieșit într-o întâmpinare a lui și, întrarmându-se cu semnul Sfintei Cruci, s-a dus, îmbrățișându-se cu vrăjmașul, l-a biruit și l-a ucis cu ajutorul lui Dumnezeu, pentru că i-a ajutat un înger al Domnului, care era pus lângă fericitul varvar. Deci, s-au rușinat francii și s-au temut, iar grecii, căpătând îndrăzneală, au pornit asupra lor și i-au biruit până în sfârșit. Deci, pentru o vitejie ca aceea, fericitul var avea mare cinste între osta și greci, fiind lăudat de împărat, care l-a și cinstit cu dregătoria de comit. După acea slăvită biruință asupra vrăjmașilor, voievodul Vac, aflându-se cu astea sa în tracia, a voit să aducă jertfă idolilor, dându-le mulțumire pentru acea biruință pe care o socotea că i s-a dăruit, nu de la Hristos Dumnezeu, ci de la zeii săi cei deșerți, chemând și pe comitul varvar la cele spurcate jertfe ca pe cel din ruitor. Sfântul varvar s-a mărturisit că este creștin și s-a lepădat de idoli, deci, voievodul a înștiințat de acestea pe împărat, care, aducând la sine pe ostașul lui Hristos, îl silea ca să jerfească idolilor. Iar el, nesupunându-se, a poruncit ca să îl pună la munci și să-i taie pântecele cu sabia, până ce îi se vor vărsa mărunta ele pe pământ. Rugându-se sfântul, i s-a arătat îngerul, care, adunându-i cele din lăuntru, le-a băgat iarăși la locul lor în pântece, și astfel a tămăduit pe mucenic, încât nu era nicio urmă de rană pe trup, izbăvindu-l de munci. Văzând voievodul Vac o minune ca aceea, a crezut în Hristos împreună cu doi ostași, Calimah și Dionisie, și l-au mărturisit, iar pe spurcații zei au cărât pentru aceea, cu porunca împăratului Iulian le-a tăiat capetele noilor mărturisitori ai numelui lui Hristos, Vac. Calimah și Dionisie, și s-au numărat cu ceata sfinților mucenici la cer, iar pe sfântul mucenic Varvar a poruncit păgânul împărat să lege de o roată de fier și sub roată să aprinde un foc mare și să întoarcă acea roată cu mucenicul deasupra focului. Turnând un de lemn fierbinte pe trupul cel pătimitor, mucenicul, rugându-se la Dumnezeu, petrecea nears și focul acela se pornea asupra ostașilor care îl munceau arzând pe doi dintre și până i-a făcut cenușo, deci a aruncat pe pătimitor în temniță, unde i s-a arătat Dumnezeu și l-a întărit. A doua zi, scoțându-l, l-au întins gol în patru părți și l-au bătut fără de milă cu vine de bău pe spate și pe pântece. Apoi, arzând un cuptor trei zile, au aruncat acolo pe mucenic, în care cuptor a petrecut șapte zile, în urmă s-a aflat viu și sănătos nevătămat cât de puțin de foc și a ieșit din cuptor ca dintr-o baie, slăvind și mulțumind lui Dumnezeu. După aceea, iarăși l-au aruncat în temniță, în care puseseră o mulțime de scorpioni, șerpi și tot felul de târâtoare, ca să-l omoare. Însă Sfântul Varvar, izgonind de la sine cu semnul Sfintei Crucea cele târâtoare, a rămas nevătămat. După aceea, muncitorul cel împietrit, nevrând să cunoască puterea lui Hristos, a poruncit ca să înroșească un bou de aramă și să arunce în trânsul pe mucenic, dar și din acela sfântul a ieșit nevătămat, pentru că nu simțea câtuși de puțin focul, iar boul de aramă ca și cum ar fi fost viu, a simțit arderea focului încât a început a mugi și a umbla, mulți văzând acea minune, au crezut în Hristos. În sfârșit, muncitorul a poruncit să taie capul Mucenicului. Și așa Sfântul Mucenic Varvar și-a sfârșit nevoința sa cea pătimătoare pentru Hristos iar trupul lui cel cinstit, luându episcopul Filichie, l-a pus în cetatea Mutonia din Pelopones, slăvind pe Dumnezeu cel lăudat, împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh. În veci, amin.